Salut și bine v-am găsit! Așa cum v-ați dat seama din titlu, povestea de astăzi este despre Moise Alexandru, un criminal în serie român ce acționa în Viile Panciu din județul Vrancea. Acesta a comis 4 crime. Oameni ai străzii, pe care îi jefuia și pe ale căror cadavre le abandona prin colibele dintre vii. Haideți să vedem despre ce este vorba. Primul cadavru a fost descoperit în februarie 1955, într-o colibă de pe lângă halta CFR Crucea de Jos și punctul numit Găvane și aparținea unui tânăr de 15-16 ani. Acesta a fost găsit pe o vatră de foc, cu fața în sus, având arsuri de gradul 2 pe fese, iar îmbrăcămintea și încălțările au fost găsite lângă victimă. La necropsie a reieșit faptul că moartea a fost una violentă și s-a datorat unei fracturi complete de boltă craniană, produsă prin lovirea cu un corp contondent. Din păcate, cadavrul nu a putut fi identificat, deoarece a trecut mult timp între momentul decesului și momentul în care a fost găsit, astfel că era desfigurat, rozătoarele deja înfruptându-se din acesta. I-au ros nasul, urechile, maxilarul inferior și tegumentele mâinilor. La momentul respectiv, cercetările au fost făcute neglijent. S-a mers pe ideea unui accident de muncă și nu a unui asasinat, considerându-se că victima ar fi fost lovită de butoaiele pe care le manevra în timp ce muncea cazilier la vii, așa că acest caz a fost abandonat. Al doilea cadavru a fost găsit la 1 decembrie 1958, într-o altă colibă din punctul Răzoare de această dată, tot în Panciu. Acesta era așezat cu fața în jos, lângă o vatră de foc, avea pe el cămașa care era arsă de la brâu în jos și un pulover. Sub cadavru s-au găsit o pereche de pantaloni, iar lângă el o obială. Este o bucată de pânză cu care țăranii își înfășurau picioarele peste sau în loc de șosete. Într-o opincă s-a găsit și cealaltă obială, care era improvizată din pagini de ziar, care aveau pe ele data de 15 noiembrie 1958. Acesta era un băiat de vreo 17 ani, cu ochi albaștri și roșcat. Pe brațul drept, criminaliștii au găsit și un fir de păr pe care l-au ridicat pentru eventuale analize și comparații. Și moartea acestuia a fost violentă, așa cum a reieșit la necropsie, și a survenit în urma unui traumatism craniu-encefalic închis și o comoție cerebrală. Pe lângă acestea, s-au descoperit și arsuri de gradul 2. Toate descoperirile aduceau foarte mult cu primul cadavru găsit, singura diferență fiind aceea că cel de-al doilea cadavru prezenta urme de amputare a penisului de la bază. Însă după mai multe studii efectuate de către medicii legiști, s-a ajuns la concluzia că de fapt acesta era ascuns sub simfiza pubiană, dând numai impresia unei amputări de la bază. Acest lucru se întâmplă de obicei în urma unui traumatism sau a unui accident sau din cauza obezității. Din fericire, lucrătorii miliției Galați, împreună cu cei din cadrul direcției judiciare, au acordat acestui caz atenția cuvenită, făcând legătura cu cel găsit în 1955 și concluzionând faptul că autorul era aceeași persoană, în special pentru că modul de operare era identic. Astfel, cazul a fost preluat de serviciu omoruri din cadrul Direcției Generale de Miliție, condus la acea vreme de colonelul Dumitru Ceacanica. Elementele comune dintre cele două cazuri au fost: victimele erau oameni ai străzii neidentificați, crimele au fost săvârșite pe timp de iarnă în colibe, decesul a survenit în urma unor fracturi craniene, ambele cadavre prezentau arsuri produse de același tip de vatră de foc, locul general al comiterii faptelor erau Viile Panciu, ambele cadavre au fost jefuite, chiar dacă îmbrăcămintea era foarte uzată, ambelor victime le-au fost furate buletinele de identitate, astfel fiind imposibilă identificarea lor. Ofițerii s-au întors la locurile comiterii celor două crime în mai multe rânduri și au studiat minuțios împrejurimile, ocazie în care au emis ipoteza că autorul își recruta victimele din sălile de așteptare ale stațiilor CFR. Asta și pentru că în preajma terenurilor cu vii pe care se aflau colibele în care au fost găsite cadavrele, nu se aflau și alte locuințe, doar gările Panciu și Mărășești. Acum a venit momentul întocmirii planului de acțiune. Însă, înainte de asta, anchetatorii și-au pus câteva întrebări. Cine putea fi criminalul? De ce autorul a făcut o pauză de 3 ani între cele două crime? Din ce categorie de oameni făcea parte și pe unde își făcea veacul? Nici nu au apucat să-și pună aceste întrebări, deoarece, la 10 decembrie, într-o colibă de la punctul denumit Casa Spânzuratului din Jariștea, a fost descoperit cel de-al treilea cadavru. Ca și celelalte două,
și acesta fusese așezat pe o vatră de foc, fața în sus, prezentând arsuri de gradul 2 și 3, în special la mâini și la picioare. Victima avea undeva între 22 și 26 de ani și era complet dezbrăcat. În colibă au fost găsite o bască plină de sânge, un pieptene, niște nasturi de lenjerie, cămașa și puloverul cu care a fost îmbrăcată victima și un pietroi de vreo 5 kg care era pătat de sânge. Necropsia a concluzionat faptul că moartea a fost violentă și s-a datorat unei paralizii a sistemului nervos central produsă prin lovirea capului cu un corp contondent, lovitură ce a fost aplicată în timp ce tânărul se afla întins pe o suprafață tare, posibil culcat pe pământ, iar în sânge s-a găsit o alcoolemie de 0,7 la mie. A doua zi, pe 11 decembrie, ofițerii au fost informați de găsirea celui de-al patrulea cadavru, tot într-o colibă la punctul Găvane din Panciu. De data aceasta, victima a fost așezată cu fața în sus pe niște coceni de porumb, lângă peretele din dreapta colibei, fiind acoperit tot cu niște coceni. Ca îmbrăcăminte îi mai rămăsese o cămașă, un pulover, un cojoc, o pereche de pantaloni cu curaua deschisă, ciorapii de lână și obielele care erau confecționate din pânză de sac. În colibă s-au găsit două bucăți dintr-o opincă de cauciuc și un bolovan de 7 kg, care avea pe el pete de sânge. Agățate de tocul ușii, s-au găsit și 5 fire de păr care au fost ridicate pentru analize. La necropsie, constatările au fost asemănătoare cu cele de la autopsia celui de-al treilea cadavru. Moartea a fost violentă și a survenit ca urmare a unei paralizii a sistemului nervos central, produsă prin lovirea cu un corp dur, în timp ce victima se afla întinsă pe pământ. De această dată însă, corpul nu prezenta urme de arsuri. Ofițerii au emis mai multe ipoteze, printre care și identificarea victimelor, în ideea în care, dacă le-ar cunoaște, ar ajunge și la anturajul acestora, însă acțiunea a fost fără rezultat pozitiv, deoarece nimeni nu reclamase dispariția lor și nici nu aveau acte de identitate. După un an și două luni de cercetări, în martie 1960, concluzia anchetatorilor a fost aceea că autorul nu putea fi decât tot un om al străzii, care își făcea veacul în zona în care comisese crimele și că era bolnav psihic, în special pentru că victimele au fost alese cu o oarecare consecvență din rândul oamenilor străzii și că au fost jefuite deși nu dețineau bunuri de valoare. Așa că au trecut la verificarea oamenilor străzii care au frecventat gările respective, în special în perioada în care au fost comise crimele. Au fost verificate agendele lucrătorilor de la postul de poliție Transporturi Feroviare Mărășești pentru a afla ce oameni ai străzii au fost legitimați, care au fost prinși călătorind fără bilet și care au fost reținuți pentru alte infracțiuni. Cu această ocazie, au descoperit faptul că la data de 1 decembrie 1959, în urma unei reclamații de furt, a fost reținut numitul Moise Alexandru, de 59 de ani, un infractor cunoscut pentru jafuri. Deși pentru furtul comis pentru care s-a primit reclamația, autorul a avut același mod de operare premergător celor patru omoruri, milițienii din cadrul postului Transporturi Feroviare Mărășești nu au făcut legătura cu cele patru crime, ci l-au predat la miliția raionului Panciu, acesta fiind arestat. În acest moment, ofițerii de la Direcția Generală de Miliție au început anchetarea lui Moise Alexandru. Acesta le-a povestit faptul că a lucrat o perioadă la viile din vecinătatea colibelor în care s-au găsit cadavrele și că în urmă cu un an purta opinci cu talpă de cauciuc. Pentru că i s-a adus în vedere faptul că este bănuit de comiterea mai multor infracțiuni grave, Moise a recunoscut că este autorul mai multor fapte de omor și a început să aducă detalii cu privire la acestea. A relatat faptul că a comis patru crime, însă fără a mai ști exact ordinea lor, povestind că ademenea victimele cu promisiunea că le va găsi un loc de muncă și că îi va lăsa să doarmă peste noapte în colibă. Acesta declară: văzând că ați cunoscut multe din faptele mele vechi și că ați făcut fotografii ce reprezintă pe victima din 1 decembrie 1959, mergând pe drumurile pe care le-am dus ca prin vii și chiar la coliba legată de unul din păcatele mele și de asemenea, că ați stabilit al cui a fost buletinul de identitate de la care oprise în copertele, m-am hotărât să vă spun faptele pe care le-ați numit grave, deoarece îmi dau seama că până la urmă aici vreți să ajungeți. Eu am omorât mai mulți tineri vagabonzi cu scopul de a le fura hainele de pe ei și banii pe care îi aveau. Moise Alexandru a fost judecat, iar în urma procesului a fost condamnat la moarte.
Sentința a fost executată. Și aici se încheie povestea unui alt criminal român condamnat la moarte. Dacă doriți să aflați cum a fost ucis un bărbat proaspăt întors din America și de către cine, vă invit să vizionați videoclipul din stânga. Între timp, dacă dețineți informații cu privire la fapte de acest gen sau orice alte fapte care sunt în contradicție cu legea, nu ezitați să sesizați organele competente. Să ne auzim cu bine data viitoare!